Bărge, da bine fi, -mă. ai o doamne răumni, nu știu mâine cum o fi, mă, lai, la la lai, 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 s-au umplut și Bucureștiu de ploșnițe, ca așa este bine oricărei capitale europene. După Paris și micul Paris s-au umplut de ploșnițe. Bine, avea sugătoare și până acum, dar asta e. Apropo de ploșnițe, soacra primarului Cherecheș din Baia Mare a mers la cineva cu 50.000 de euro ca să-l scape mai ușor de pe diapsă pe ginerele său. Vedeți cât fac soacrele pentru gineri și noi suntem supărați pe ele, că soacrele asta vor să fie înțelegere. Cum înțelegere și în familia Lasconi. <laughs> mă, să cap de listă, fică să cap de... Da, dar ea nu-i omohobă sau cum o zis că ea, vai de mine, ce familie. Dar alta e problema. Problema e că producția de vin e cea mai, cea mai mică din ultimii 60 de ani în Europa. Și ce -o mi, bea? O, -mi bea o cafea de pe buymeacoffee.com slash nicubendea donată de voi și vă mulțumesc. Mai donați pe buymeacoffee.com slash nicubendea că acolo nu-i limită de cash. Cafeaua asta e donată de cineva, nu știu, dar numele, dar au zis în a, amintirea ciocolăților pe care le mâncam când mergeam la olimpiadele de matematică. Asta e. Eu nu a dat și el o cafea bună cu care sper să mă văd, cu eu nu să mă văd weekendul ăsta la podină unde o să filmăm niște materiale de foioioi și a mai dat o cafea bună Sorin care acum e în Londra. El e din Sud, are el uh, un nume de familie mai nu știu cum, dar o dat o cafea pentru care îi mulțumim. Bună dimineața și bine v-am găsit la Cafeaua de După. Suntem pe Facebook, dar și pe YouTube, cu Nicu Bendea și în fundal cu Vlad Roșu. Ce a zis doamna Șoșoacă? Doamna Șoșoacă a zis că ar vrea să fie un înger, să o avem în minte pe doamna Șoșoacă, da, și să reținem ce a zis. Să fie un înger care să aducă iubire și pace pe pământ, dar n-ar vrea să fie un spirituș să fie ea un spiriduș cu o vioară și un arcuș. Bă, Ghiță Munteanu voce, Alex Malski text și Vali Doagă versuri. Cum s-au gândit ei să fie un spiriduș cu o și un arcuș? Da, cu un arcuș mai degrabă. Doamna Șoșoacă, îngerul nostru păzitor care a zis Jos labele de pe ca românească, firața ai dracului, vă rup picioarele. O, tribunul din mormânt aplaudă. A, bravo, șoșo, ești ce-a făcut cu soțul sau într-o parcare, într-o benzinărie. O, oprit în benzinărie să pună benzină sau motorină, ea era în live și soțul s -o nu știa cuiu, că tot pe factură, ei bagă numai pe factură. Și s-a oprit doamna Șoșo din live de trei ori să-i spună câte i cuiu. Și-a zis, Silvestru, soțul, 20 de minute, de 20 de minute are nevoie ca să-i bage pompa numai să-i bage pompa, da, să-i să umple rezervorul. Silvestru Șoșoacă, cel de-al treilea sos și vicepreședintele partidului condus de Șoșo. S.O.S. Vă mai zic? Mai aveți cafea? Mai aveți cafeluță? Nu că spă energie acum. De ce? Pentru că folosesc un produs de calitate. Calitate superioară preparată a picol pe bază de miere, polen, tinctură de propolis și lăptișor de matcă. Căutați pe Facebook Stupina Sălăgean din satul mare. Au niște produse. E o linguriță și ai energie de zici că ești Dorian Popa. <laughs> energie. Cred că și Iohannis ar trebui să ia așa ceva pentru energie. Energie, când vine să mă apuc de karate. Voi știți că România e pe locul 2 la campionatul european de karate. Tudor Pleșa, Tudor Pleșa din câmpeniul la două medalii de aur, antrenat de Viviana Pripon din Bistra. Bravo, felicitări! Moții caratiști! de-ar fi Bistra unde-i buru, de-ar fi aia unde-i... Um, 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 um. Moții caratiști. Cu au trecut vremea în care mergeam cu lancia, cu securile, cu topoarele, acum cu karata mergem și dăm în ăștia. Iohannis să se relaxeze după atâta stat... Va merge 9 zile în vizită în Africa, Senegal, Kenya, Cabo Verde. Ce bine sună, mă, Cabo Verde. Zice, pentru întărirea relațiilor externe și interne. Și din Cabo Verde, să facem import și export, din Cabo Verde anul ăsta am făcut importuri de 60 de dolari. <laughs> Mere el în safari, mă. Poate o prinde leu pe doamna Carmen și rămâne singur. Merge în safari, că ce să facă? Sănătate multă. Aveți un cash? Îl donați la un cash. Pe buymeacoffee.com slash Nicu Bendea. Nu vă mai rețin ca zi Black Friday? Vlade, ai pus ceva în coș de Black Friday? Scufița roșie, ce ai în coș? Puroi. <laughs> Da. E, niște chiloți, n-ați pus în coș. Dorian Popa ce -o zis, că s-o grăbi hâzgionule să meargă în chilot să-și cumpere ceva de la non-stop, că nu și-o mai deranja șoferul, nu? Că așa facem și noi toți, no, da. chiar dacă am băut o bere, am luat un propolis, nu așa. e așa, nu deranjăm șoferul și mergem. Și-o ținut asta, mă, top, loc 1 un top trending, mă, scuzele lui Dorian Popa hâzgionule către popor. O mers la Focșan sau nu știu unde, fălticen cu șaorma lui, o mie de oameni au stat și ori aștepta să mănânce șorba gratis și să-i vadă lui pectorali. Sănătate și Doamne ajută! Hâți, Johnule! buymeacoffee.com slash Să ne vedem cu bine pe oriunde am fi! Doamne ajută!